Preobiților, vă îndemn să deschideți Sfintele Scripturi la Cartea Psalmilor și mai precis la Psalmul 40, unde vom citi primele patru versete și apoi vom căuta să deschidem Scripturile Sfinte la Sfânta Evanghelie după Luca, din capitolul 10 vom citi de la versetul 30 la versetul 35. Citim acum, din psalmul 40, primele patru versete. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. Mă ascult din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Evanghelia după Luca, în capitolul 10, la versetul 30 la 35, cuvântul Mântuitorului Isus spune astfel. Isus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un Levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea legat rănile și a turnat peste ele unt de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei. I-a dat hangiului și a zis, Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Amin. voi invit să vă reașezați. Vă salut cu bucurie în numele Domnului Isus Hristos, dorind ca Harul Ceresc să fie revărsat din belșug peste fiecare inimă. Mulțumesc încă o dată lui Dumnezeu care mi-a îngăduit să fiu la dispoziția sa și în slujba propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Repet, e un mare har. În același timp încerc un sentiment, o stare ciudată. Sunt aici în urma acordului dat unei solicitări din partea celui care nu este prezent și nici nu poate să știe dacă am venit aici. Fratele Pastor Grigore Todora. M-a sunat când pregătea această lucrare de evangelizare. Oarecum simțind că aș oscila între un da și un nu, m-a provocat cu o exprimare care m-a determinat să zic da. Averomi Romnii, te-am chemat de atâtea ori și n-ai venit. Au fost motive obiective, de o natură sau alta, și n-am putut răspunde. Dar a continuat el, dacă nici de data aceasta nu vii, nu te mai chem niciodată. Nu știu nu vreau să intru în alte subtilități, ceva, ceva era acolo în duhul lui, în sufletul lui. Mă bucur să-l întâlnesc pe Dani, l-am întâlnit în parcare și am bucurat să aud de la el cuvinte frumoase și vești bune. Dumnezeu să întărească familia fratelui Grigore! Ieri, la Consiliul Bisericesc, la București, în a doua zi a întrunirii acestui for de conducere a cultului penticostal, s-a făcut și o rugăciune specială pentru familia Todoran. Dumnezeu să binecuvinteze pe sora Cecilia Amin. și pe cei care sunt alături. Și să binecuvinteze Dumnezeu această biserică. Amin. Să rămână o mărturie a Evangheliei și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să stăpânească în fiecare inimă, în permanență. Amin. S-ar putea să fiți surprinși de faptul că la evangelizare am citit din psalm. Și am citit și din Sfânta Evanghelie, nu ca să compensez o oarecare ariditate care o consideră unică este în cuvintele psalmilor. Nu e ceva așa care să ne entuziasmeze, ceva ce să curgă așa suculent. Psalmii mai preciși. Deși, la origine, fiecare psalm este o cântare. Nu spun o noutate. Fiecare psalm este o cântare. Nu știu când a fost scris psalmul acesta, de către David. Din conținut, aș putea presupune că l-a scris după un timp, după episodul nefericit cu Batseba. Dar aș dori ca Duhul lui Dumnezeu, Duhul celui veșnic, care cercetează fiecare Duh omenesc, să ne cerceteze în această seară și să primim cuvânt, să primim hrană din cuvânt, din cuvântul psalm și din cuvântul Evangheliei, care vă solicit să, dacă vreți să vă alegeți cu ceva, să fiți cu băgare de seamă la paralelismul dintre aceste două texte. îmi pusese nădejdea în Domnul, zicea David. Îl înțeleg că era într-o stare de frământare. Probabil a căutat să găsească un sprijin într-o parte sau în alta. A alergat poate la înțelepți să-i dea un sfat sau la sfetnicii lui. Nu știu. Dar este ca o concluzie până la urmă, că de multe ori, o paranteză, de multe ori, căutând să ne rezolvăm problemele, încercăm să facem uz de o relație, de o cunoștință, de un fapt oarecare și eșuând, până la urmă zicem, a, acum ai de la Domnul. Ce bine ar fi să mergem întâi la Domnul. n am mai avea nevoie să mai mergem după aceea și să batem alte ulițe. Ar zicea el, mi-am pus nădejdea în Domnul și el s-a plecat spre mine. Avea Domnul, avea Domnul vreo datorie față de David? Hă? Avea vreo datorie? Îl împrumutase cu ceva David pe Domnul ca să-i ceară un serviciu? Nu. Dumnezeu există prin sine însuși. A creat toate lucrurile văzute și nevăzute, fără să depindă de unul dintre ele sau de mai multe lucruri. Din veșnicie, în veșnicie, El este Dumnezeu. Este extraordinară exprimarea aceasta. Și el s-a plecat spre mine. Dumnezeu s-a plecat spre om. Dumnezeu s-a plecat spre un păcătos. Dumnezeu s-a plecat. Știi ce înseamnă asta? Știți ce înseamnă acest fapt? Într-un singur cuvânt, har. Har. S-a plecat spre mine. E har. Și cuvântul care în această seară Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, pentru care m-am frământat, m-am rugat, este subtitul acesta. Mai este har. Slăvit să fie Domnul! Mai este hart, adică mai este îndurare, mai este milă, mai este bunătate, mai este iubire în Dumnezeu pentru mine, pentru tine, pentru noi păcătoși, și că Dumnezeu s-a plecat! Imaginea aceasta este extraordinară! Nu un Dumnezeu care stă înțepenit pe tronul Lui și care dispune, dictează. Un Dumnezeu care se pleacă. Toate religiile Pământului, pentru că sunt plăzmuirea minții oamenilor, cuprind ideea a ceea ce trebuie să facă omul, credinciosul religiei respective pentru a se ridica pentru a atinge anumite stări, pentru a fi pe placul divinității, fie că este Buddha, fie că este Confucius, fie că este oricare altul pus în fruntea unei religii. Tocmai de aici rezultă cu limpezime faptul că este plăzmuirea minții omenești, invenția omenească, pentru că din totdeauna omul a dorit să se ridice, să se înalțe, să-și depășească oarecum condiția. Singura credință creștină, bazată pe scripturile cele veșnice, arată Sensul celălalt. Dumnezeu se coboară. Dumnezeu se pleacă, și cea mai clară dovadă a acestui fapt este venirea Domnului Isus Hristos în lume. Coborârea infinitului în limitat. Coborârea veșniciei în temporal întruparea dumnezeirii prin făptura pe care a creat-o, căci Maria, prin care s-a întrupat Domnul Isus Hristos, a fost creată de Dumnezeu. Ființa ei a fost creată de Dumnezeu. Dumnezeu care se coboară, Dumnezeu care se pleacă, Dumnezeu care se smerește, aceasta este esența salvării noastre și asta înseamnă har. Scriitorul Vlauță spunea, milă este toată Scriptura, nu știu cum a ajuns la concluzia aceasta. Dar noi, cunoscând Scriptura, ne dăm seama clar Milă este toată Scriptura Și milă înseamnă har Deci, har este toată Scriptura Slăvit să fie Domnul! Datorită faptului că ne descoperă pe Dumnezeul cel veșnic Plecat înspre noi Aceasta înseamnă har aceasta înseamnă dragoste plecare spre o ființă care nici măcar nu era interesată de dumnezeire. În Epistola apostolului Pavel către Romani în capitolul 5 cu versetul 8 stă scris cuvântul care zice astfel: dar Hai să citim chiar de la șase. Roman 5 cu 6. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Și acum iată esența a ceea ce înseamnă har, adică dar nemeritat. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Ce înseamnă asta? Har! Har! Nu vă spuiți să spuneți tare, har! Că spunând ne conștientizăm o dată în plus! Mai pregnant, mai adânc, mai înalt, ce înseamnă îndurare, ce înseamnă bunătate, ce înseamnă milă, ce înseamnă grație divină. Slavă lui Dumnezeu! Amen. Și de aici apoi decurg toate celelalte aspecte. Zice că mi-a ascultat strigătele. Este aceasta o dovadă de har? Să ți asculte cineva strigătele. Este o dovadă de îndurare, de bunătate. Imensă dovadă. Spunea un înțelept, dintre multe lucruri greu de suportat în lumea aceasta, trei sunt dintre cele mai grele. Și acestea sunt: să iubești și să nu fii iubit. Este greu. Să. Aștepți. Și să nu vină. Așteptând. Sunt tensionat, concentrat, gata să reacționeze la cel mai mic zgomot care ar prevesti apropierea celui drag și să nu vină. Să aștept dimineața să te apuce amiaza, să treacă după masă, să apară asfințitul, să vină întunericul și cel așteptat să nu vină. Cei care mai păstrați în memorie versuri sau mai tineri, care mai citiți versuri. Ar putea să vă ajut la prospătarea memoriei amintind ceva din poezia Mama de George Coșbuc. Aș vrea ca din asta să nu iasă vorbe și până la urmă au ieșit destule. Să nu iasă vorbe, zice, fratele Romia, acum nu mai are Evanghelie, începe să spună din Coșbuc, da. Apostolul Pavel amintea în Areopagul din Atena zicând, după cum au spus și unii din poeții voștri, nu? Acolo e o dramă, e o frământare. Mama așteptându-și feciorul dus la școli. Mai de, nu era chiar așa de departe, dar de la Hordou, actualul George Coșbuc și până la Născut, pentru vremea ce era mare distanță. Sau unde eu fi fost exact atunci. Și e toată povestea aceea. Când în momentul suprem sare de acolo, de lângă vatră, își scapă fusul din mână și spre uimirea fetelor care erau cu ea, se duce la geam și se uită. Și fetele întreabă, ce vezi? Nimic. Mi s-a părut așa. Și jalia te răpune și fiecare vorba ta e un plâns de încropăciune. Mai știu și eu la ce gândeam. Aveți și voi un frate. Mi s-a părut că aud la geam cu degetul cum bate, dar n-a fost el. Să-l văd venind, aș mai trăi o viață dar simt că voi muri, dorim să-l văd odată în față. Apoi e descrierea nopții și a târziului, când doarme cu el în gând ca să-l viseze de bine. Să aștepți și să nu vină. Și în al treilea rând, să chemi și să nu ți se răspundă. Și să nu fii oriunde, să fii în groapă, să fii în mocirlă, să simți că te cufunzi, că a ajuns mocirlă până la piept și te apasă, că ți-a ajuns la gât și ți-a aerul și este gata să te neci și să strigi și să nu ți se răspundă. Dar dacă într-o situație ca aceasta, când strigi, ți se răspunde, ce sentimente poți încerca? Salvare, izbăvire, har. Mai știu și eu la ce gândea, aveți și voi un frate. Frați și surori, stimați prieteni care sunteți în această imensă sală de biserică, vreau să vă spun, la geamul veșniciei se arată chipul fratelui nostru, mai mare a Domnului Isus Hristos. El nu este o himeră, el nu este o nălucă noapte, el este chipul nevăzutului Dumnezeu care s-a coborât. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, nu a socotit ca un lucru de apucat să se facă de o potrivă cu Dumnezeu, ci s-a merit, A luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, asemenea nouă. Fratele nostru mai mare vine când îl aștepți și răspunde când îl chemi. Slăvit să fie Domnul! Mi-a ascultat strigătele, acest fapt eu îl numesc receptivitate. Nu avem un Dumnezeu insensibil la durerile noastre, la necazurile, la frământările noastre, ci avem un Dumnezeu care simte cu noi. Un Dumnezeu care recepționează strigătul nostru. Un Dumnezeu care aude. Dicea psalmistul în Psalmul 116 Iubesc pe Domnul că cel aude. Avem Dumnezeu care aude, Dumnezeul nostru vorbește, Dumnezeul nostru este sensibil, Dumnezeul nostru coboară, El vine acolo unde ești tu. Slăvit să fie numele Său. Poate ca și pe lângă cel căzut, pe drumul de la Ierusalim la Ierihon, au trecut mulți și pe lângă necazul, pe lângă durerea ta. Au trecut mulți pe lângă nevoile tale spirituale. Vreau să spun, nu dispera, mai este har în Hristos. Spunea Mântuitorul Iisus acolo, un om a covorât au coborat de la Ierusalim la Ierihon, nu intrăm acum în speculații și în tot felul de interpretări, cum e cu coborârea asta și cum e cu uh, Ierusalimul, cetatea sfântă și Ierihonul, cetatea târgurilor, afacerilor, șmecheriilor, și că de ce cobora? Nu-i treaba noastră de ce a coborât ăla, îi treaba noastră de ce coborâm noi, de la un anumit nivel de spiritualitate ne complacem într-o coborâre și uneori chiar într-o cădere liberă în tot felul de stări și de lucruri, în lupte și în hărțuieli care numai bine nu fac. Aceasta este problema care ar trebui să ne frământe. De ce coborâm noi? Zice că Acolo, pe drumul acela, unde l-au bătut, îl l-au dezbrăcat, l-au jefuit, l-au bătut zdravă, l-au lăsat aproape mort, din întâmplare cobora un preot. Unul care, după lege, trebuia să poarte povara fiecărui ins din popor. Asta era menirea preotului. Zice că a trecut, n-a luat-o la fugă înapoi nu a cotit la 90 de grade, a trecut înainte, dar, dar, pe alături. Pe același drum a coborât și un levit, l-a văzut, și preotul l-a văzut, și levitul l-a văzut, dar a trecut și acesta înainte, dar pe alături. Iubitul meu ascultător, frate și soră, de la frații mei de credință, de la cei mântuiți prin har, am pretenții, de la cei care sunt musafiri, care sunt prieteni, deocamdată nu am pretenții, decât îl rog pe Dumnezeu să le atingă sufletul, să îl sensibilizeze pentru a deveni prin credință frați și surori în Domnul. Dar de la frații mei de credință, de la surori, de la cei mântuiți, cer atenție cum mergem. Că de multe ori mai întâlnesc cu câte un frate, câte un prieten, mai ales ei, cum l-aș întâlni pe Dani, bună oară, și l-aș întreba ce mai face. Sau el m-ar întreba ce fac, cei mai mulți mă întreabă pe mine ce fac. Acum, să-mi fie iertat, nu știu exact totdeauna ce ar aștepta să le spun că unora le-am spus, nu fac chiar așa de bine pe cât arăt pe din afară, dar nici chiar așa de rău nu fac, cum s-ar aștepta unii. Ce fac? Și răspunsul, aproape invariabil, frate, tot înainte, amin, slavă Domnului, tot înainte, dar nu cumva înainte pe alături, nu înainte, pe lângă problema semenului nostru, înainte, pe lângă problema celui amărât, a celui zdrobit, a celui căzut, a celui care a păcătuit. Frați care sunteți cu responsabilitate, unii vor spune, evangelizare pentru cei nemântuiți, evangelizare pentru toți. Pocăiți să se pocăiască și să știe că sunt responsabili de harul care li s-a arătat. Și cei încă nemântuiți, să găsească în durare și milă și iertare în Dumnezeul care se pleacă. Amin. Nu este suficient să mergem înainte, dar pe alături, ci înainte, dar rezolvând problemele dinaintea noastră. Că s-ar putea, dacă nu, dacă mai este har, să ne întâlnim cu Dumnezeu și să ne să spună ca lui Ilie când era acolo pe munte și să lăuda că unicat. Și că e grozav, și că numai el a rămas, și să-i spune Dumnezeu, întoarce-te înapoi pe drumul tău. Mulți sunt în stare să facă pe drumul altuia, în dreptul altuia, dacă aș fi în locul altuia. Așa a rezolvat problema, dintr-o dată. No, 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 nu, nu, nu nu s-a descurcat bine, n-a rezolvat, n-a abordat bine problema. Dacă eram, ai e tine. Uiți că ai trecut pe lângă propria problemă, poate, pe alături. Deci, înainte, dar de rezolvând problema, abordând problema, înainte, dar nu fugim pe lângă problemele care se ridică din punct de vedere spiritual. într lui Dumnezeu spune că diavolul, vrăjmașul, răgânește ca un leu și caută pe cine să înghită. Și noi ce să facem? Zice, împotriviți-vă lui tare în credință și el va fugi de la voi. Să să fie Domnul care ne dă biruința. Deci, har înseamnă receptivitate din partea lui Dumnezeu. Ne aude. Ne aude. Apoi, este o binecuvântare pe care o foloseau evreii și o mai folosesc și ei. Și poate că și unii dintre noi, nu știu cât înțelegem când spunem ceva, de la începutul Psalmului 20. Urare, o urare extraordinară. Să te asculte, Domnul, în ziua necazului. Nu zice că să-ți dea cine știe ce bogății, să îți facă cineva statuie, nu. Să te asculte Domnul în ziua necazului. Și fac curarea aceasta în dreptul tuturor celor care au necaz, să vă asculte Domnul. Apoi, zice cuvântul lui Dumnezeu, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, este simplu deja de înțeles. Lucrarea harului în izbăvire. Groapă a pieirii, fund cu mocirlă, fundul mocirlei. Nu știu dacă avem cu toții imaginea ce înseamnă groapa aceasta a pieirii. Nu era o mlaștină oarecare, sunt și mlaștini care pot să fie trecute, te murdărești, dar treci, sunt mlaștini care înghit, înghit. Dar poate să te vadă cineva, să te audă cineva și să te ajute. Groapa este altceva. În cartea profetului Ieremia, în capitolul 38, Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, versetul 6. Era pe vremea împăratului Zedechia, Ieremia, profetul, era un fel de proscris în mijlocul poporului său. Zice că atunci ei au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului. Iată că fiul acesta al împăratului își făcuse o groapă în curtea casei care se afla în curtea temniței, mă rog, și au coborât în ea pe Eremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi și Eremia s-a afundat în noroi. Era o groapă ca o fântână dacă l-au coborât cu funii. Nu era apă, măcar dacă era, condamnatul, intra în apă, înghițea apă, nu mai avea nicio țară și murea, murea rapid. Dar aici era o condamnare îngrozitoare, o moarte cu încetul, nealimentat, nehrănit și se cufunda în noroi. Nu putea să stea jos, să se odihnească, pentru că l-ar fi înghițit noroiul rece acolo în fundul fântânii acelea și când uh, Ebed Melec, etiopianul, un, un fame întregător al împăratului a auzit despre asta, s-a dus repede la împăratul africanul acesta. S-a dus repede la împăratul și a spus, împărate, uite ce s-a făcut cu sfântul lui Dumnezeu, cu prorocul. L-au aruncat acolo în groapă și moare. N-are hrană. Ei noroi acolo, moare! Și împăratul a dat următoarea poruncă lui Ebed Melec, versetul 10, etiopian. Atenție, ia de aici 30 de oameni cu tine și scoate din groapă pe prorocul Ieremia până nu moare. Nu știu câți l-au coborât, câți au fost la funii când l-au coborât. Dar ca să-l scoată, să-l tragă, trebuiau 30 de bărbați ca să-l scoată de acolo. Au luat funi, au luat bărbații, au luat petice de haină, au coborât funiile acolo și i-au dat indicații, puneți peticele sub braț, pune funile și l-au scos afară. 30 de oameni pentru un singur ins. Dar vreau să vă spun, au fost bărbați de inimă. Ebed-Melec a fost apreciat și de Dumnezeu și Dumnezeu îi face o promisiune, toți vor pieri, tu vei câștiga propria viață ca pradă de război, pentru că ai avut milă. Dar nici Ebed-Melec, nici vreunul din cei 30 de bărbați n-au coborât acolo în fântână. Era o poruncă și ei și-au îndeplinit o sarcină. A coborât Dumnezeu în groapa pieirii noastre s-a cufundat în noroiul nostru, căci, să nu e să pară ciudat, am acoperire biblică, el a fost făcut păcat pentru noi. El a fost ispitit în toate lucrurile, dar fără păcat. Și totul zice că El a fost făcut păcat pentru noi, ca noi să fim socotiți neprihănirea lui Dumnezeu în El. Slăviți să fie Domnul! Nici bedmele, nici pe unul din cei 30 n-au coborât acolo, l-au scos cu funile. Mergem la paralelă, mergem în Evanghelia după Luca, dar un samaritian care era în călătorie, avea afacerile lui, avea problemele lui, era în călătorie, zice că atunci când probabil a auzit un geamăt, l-o fi observat, nu știu cât de departe de drum, între bolovani, zăcea acest nefericit. Zice că a venit în locul unde era el și când l-a văzut i s-a făcut milă. Adică a administrat har. N-avea nici naționalitatea acel, n-avea nici preocupări, nu făcuse armata, apropo că unii spun, a, oh, din deși, a făcut armata acolo pe dealul florilor sau la garnizoană, ceva leagă, nu, n-a făcut nici școală cu el deodată, n-a făcut nici armata, n-a făcut nici afaceri cu el, nu, era un trecător. Dar a coborât acolo, căci în spatele acestei imagini, este de fapt expresia Harului, care pentru noi este o persoană, este Hristos. A coborât acolo unde era El, nu i-a spus, bă, ridică-te puțin, vino aici pe drumul țării, că dacă mă atacă tâlharii să urc repede pe dobitocul meu, o simt că târciu a fost acolo și să fug, nu, S-a identificat cu cel căzut acolo Asta înseamnă harul lui Dumnezeu Hristos a venit să se identifice cu starea mea Cu starea ta, cu starea noastră Și să ne ridice A coborât în mocirlă și ne-a luat pe umeri Și ne-a ridicat pe viața care ne dă nouă astăzi pacea A căzut peste el Și prin rarele lui suntem tămăduiți, spunea profetul Isaia Slăvit să fie Domnul! izbăvire, izbăvire. A coborât acolo unde era el, i s-a făcut milă de el. Și mila aceasta a însemnat, de fapt, viață. În următorul rând, din psalmul 40, după ce a scos din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă. Mi-a pus picioarele pe stâncă. Totul aluneca de sub picioare. Nisipuri mișcătoare, mocirlă care nu oferea siguranță. Asta este păcatul. Și unii consideră că sunt fericiți dacă fac nu știu ce, dacă ajung nu știu ce, dacă vor domina o persoană, dacă vor folosi o persoană. A, grozav este el! Ia să spun, îți va fugi mocir la de sub picioare și te vei confunda din rău în mai rău. Prima dată când un tânăr, un copil sau orice persoană ia prima doză de uh, drog, se simte grozav, zice se, dar după aceea devine dependența și mai mult și mai mult și mai mult este legat de drogul acela și nu mai sunt bani și ajunge să fure din casă și nu mai are ce fura din casă sau este prins de către cei ai casei care îi trec cu vederea și pentru că nu mai are ce lua din casă, va lua de la altul și nu va mai găsi chiar așa de simplu și va sparge bănci și, și decăderea este din ce în ce mai rea, mai rea cu fundarea în mocir. Zice că m scos de acolo, din fundul mocirlei, și n-a zis, acum descurcă-te, vezi tu încotro apuci și să nu cumva. Nu, zice că mi-a pus picioarele pe stâncă. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă siguranță, înseamnă stabilitate, siguranță. Este o cântare, se cânta de mult, probabil că se mai cântă și acum, credința mea eu o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma. Hristos ca stâncă în veci va sta. M-a scos, m-a și m-a lăsat, m-a așezat în siguranță cu stabilitate. Dani, a avut o intervenție minunată în ceea ce spuneai despre David și Mefiboset. L-a scos de acolo, din pustiul acela, din anonimatul lui, din condiția aceea umilă, el, Mefiboset, era prinț, cum se spune, cu sânge albastru, pentru că era nepotul împăratului Saul și pentru că pierise în luptă și împăratul Saul și uh, Ionatan, tatăl lui Mefiboset. Mefiboset ar fi avut dreptul la tron, în linie succesorală. Dar s-a întâmplat o nefericire, când s-a auzit vestea că a murit împăratul și a murit și Ionatan cu ceilalți, uh, Doica l-a luat în brațe, a fugit, l-a scăpat pe scări și l-a nenorocit. Era olog, olog. Și se, se dă zvon. Mai este cineva, s-a spus, mai este, da. Țiba, țiba imediat și el doritor la, la ascensiune îmi spune, e loc de picioare, nu, nu, nu face nicio cinste, cinste. adă-l, salvează-l, izbăvește-l. Și n-a venit numai acolo ca să îi facă o rentă viageră și să-l lase să se de, descurce, ci i-a acordat siguranță, stabilitate, Mă înțelegeți? Tu vei mânca la masa mea împreună cu fiii mei. Nici unul nu va băga lingura în ciorbă până când tu nu vii așa cum poți sau adus de alții și vii la masă. Nimeni nu-ți mai poate face niciun rău că ești sub protecția mea și eu sunt împăratul. Minunată imagine! Extraordinar. Mi-a pus picioarele pe stâncă. Mergem la paralel. Zice că după ce i-a legat rănile, după ce i-a pus întâi un de lemn și apoi vin, e ciudat parcă este o anomalie în ceea ce privește legile sau rânduielile medicale, întâi se pune dezinfectantul, întâi se pune vinul, se pune spiritul și după aceea se pune alifia. Ei, la Dumnezeu este altfel. Și bine ar fi să înțelegem și noi cam cum să tratăm problemele. Zice că întâi a pus un delem și după aceea a pus vin. E ciudat? E ciudat dar întâi a mângâiat, întâi a alinat și după aceea a, a, a pus dezinfectantul acela. Nu întâi îi dai cu legea în cap și după aceea zici totuși, hai că ar mai fi o șansă. Alină răni, mângâie dureri, dar spune apoi și adevărul, ca să nu mai calce pe aceeași cale rătăcitoare. I-a pus pe răni un de lemn și vin, i a bandajat, nu știu, cineva făcea o imagine din asta, se pare că și-ar fi sfârtecat din cămașa lui, că de ce mergea el cu feșe pe acolo, ca să avea el trusă de prim ajutor pe vremea aceea, că uneori nu avem nici noi în mașinile care le avem, noi nu avem trusele astea, și e, cred că și au fi sfârtecat cămaș. să lege pe un anonim, dar care a înțeles că este semenul său. Și apoi zice că l-a pus pe dobitocul lui, pe măgarul cu care mergea sau catârul cu care mergea, că nu i-a zis uh, cal, la cal probabil că se referea ca atare, i-a zis dobitocul, adică măgarul, catârul, dar era al lui, era în mijlocul său de locomoție și nu l-a legat și să-l așeze acolo rezemat de un bolovan la marginea drumului și să zică... Eh, să aibă cineva milă de tine mai departe și el să urce pe dovitocul lui și să dea bici și să plece. Era risc pentru el că tâlharii cred că nu erau departe și de după oarecare gorgan de bolovani se uita și zicea vă de la ăla de acolo pe care l-am calicit, l-am bătut, l-am dezbrăcat, l-am jefuit, de la ăla nu mai avem ce să mai luăm nimic, i-am luat tot ce avea. Dar s-ar putea ăsta să aibă mai mult decât a avut ăla de la început. Hai că ia uite, el face pe filantropul. La el a riscat. Credeți că a riscat? Imens. În loc să se depărteze cât mai repede de locul acela, l-a urcat pe celălalt. E loc stabil. Pe un milo de transport. Și parcă-l văd. Îmi permit, eu sunt mai romantic. Ducea animalul de căpăstru cu stânga ori cu dreapta, nu știu, dar cu cealaltă mână îl sprijinea pe ăla care se bălăbănea acolo, pe, 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 pe șa, pentru că nu avea putere să se sprijinească. Asta înseamnă stabilitate. Ne-a așezat Dumnezeu în sine, prin Hristos. Viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și când se va arăta El, Hristos, ne vom arăta și noi împreună cu El. Căci la Han n-a ajuns Samariteanul singur, și nici peste două zile târându-se să apară și nefericitul zdrobit, dacă ar mai fi ajuns vreodată. Nu. I-a oferit siguranță și stabilitate. Apoi spune cuvântul. Mai departe. Și mi-a întărit pașii. Știți ce înseamnă asta? Dice că mi-a pus picioarele pe stâncă. Este poziție statică. Dar când vorbește despre pași, înseamnă mișcare, înseamnă umblet și mi-a întărit pașii. Ce avem prin asta? Avem călăuzire în soțire. Că nu suntem chemați să fim niște exponate într-un muzeu. Că nu suntem chemați să fim niște, nu știu ce, așezați într-o vitrină. Ia uitați-vă ce pocăiții să-și vedeți? stau smirna. Nu! Dumnezeu ne spune așa. Domnul Isus Hristos zice Evanghelia după Ioan, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să. să ce? să ce? să mergeți! și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rodă și roada voastră să rămâne. V-am rânduit să mergeți, nu să stați împlântați într-un loc, în zmerenia voastră care scârție câteodată parcă între dinți, într-o anumită doctrină străină de libertatea lui Hristos. V-am rânduit să mergeți, să umblați, duceți-vă în toată lumea, vestiți Evanghelia la orice făptură, Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Mergeți, mergeți, mișcați. Și el mi-a întărit pașii. Erau șovăitori că după statul în mocirlă, după ce te trage răceala, după ce nu te-ai odihnit că n-ai putut să te așezi și nici să te razim măcar că totul era alunecos. Trebuie să înveți să mergi. Ca și după o operație, în urma cărei ai fost obligat să stai pe pat câteva zile. După operația de inimă cu trei bypass-uri și o coronară desfundată, am stat în pat de luni, pe la șapte, fără un sfert, seara m-am trezit și n-am mai putut să rabd decât până miercuri, seara undeva, în jurul orei șapte. Și am făcut un gest, am crezut că eu sunt grozav. Slavă Domnului că a fost mai bun decât mintea mea slabă. Pentru că miercuri am solicitat pe o asistentă care a venit, m-am uitat la ea și am văzut-o că e nu fusese în zilele celelalte, a venit după un liber care l-a avut, și se prezenta totdeauna când venea câte un asistent sau asistentă nouă și spunea cine este și că este la dispoziția mea. Și am spus, a zis, ai vreo nevoie, vreo rugăminte? Și a spus, totul este în ordine, am de toate, ar vreau să mă ajuți să mă ridic și să ies afară. Și mi-a dat niște explicații logice, n-ai nicio nevoie și nu trebuie să te duci nicăieri. Și am spus, nu, eu vreau să mă duc. Și a spus, da, rezolv niște probleme și vine imediat. A venit în câteva minute și m-a întrebat încă o dată, chiar mai vrei să te ridici? Da, vreau. Și când m-a ridicat, am simțit că fuge pământul de sub picioare și nu stătusem în pat decât două de zile. Și a trebuit să învăț să mă duc. Ce, ce tremur am avut, cum s-a. Pro... că m-a întrebat, sigur mai vrei să mergi? Și am zis, da, vreau să merg. Când am ieșit din uh, salon, holul uh, luminat, uh, e un șoc acolo. Și a zis, sigur mai vrei mai, da, vreau să mă duc mai departe. Am mers până în spațiul unde am vrut să ajung și mi-a dat, uh, apeși pe buton în caz de urgență, targeți fără asta, în caz de. Uh, și a zis, nicio problemă. N-am avut absolut nimic de făcut. Dar am vrut să merg. Și am învățat, după două zile numai de, de ăsta, a trebuit să învăț să umblu. Învăț să umblu. Am o imagine a unui băiețel de 11 ani din Austria, a doua transplantare de rinichi. Un rinichi s-a uscat, al doilea s-a uscat, s-a transplantat un altul care, după câțiva ani, a fost respins, distrus de organism și în fiecare seară, la ora 10, el era cuplat la aparatul de dializă și mama lui îl veghea, avea un spațiu, are un spațiu acasă, îl veghea până dimineața. Închipuiți-vă ce somn avea sora Mihaela. Și a apărut o veste, într -o duminică, imediat a acționat aparatele, rugați-vă pentru Tobias, că s-a găsit un rinic și este deja dus de urgență la Viena să îi se facă transplantul. Și apoi au venit poze, și apoi au venit și mici videoclipuri. L-am văzut prins în toate tuburile acelea și sub aparate. Și de acolo și obtind, trebuie să-L slujim pe Hristos și în suferință, un copil de 11 ani. Apoi l-am văzut pe un hol cu o asistentă și pe lângă el o instalație cu aparate multe și el mergea și iar înregistrare. Învăț să umblu. Dar după câteva zile, mi s-a acasă o altă imagine, deja liber de asistente și de astea, dar încă mai având nevoie de, de ajutor, și a spus, acum umblu și zice, uite, mi-au scos și aia de aici. E vorba de branul la care e aici, la gât și zice, acum sunt mai bine. Trebuie să învățăm să mergem. După ce am stat atâta vreme și ne-a blocat păcatul, trebuie să învățăm să mergem. Și zice că El mi-a întărit pașii. Întărească-ne Dumnezeu pașii, adică umblarea noastră pe drumul neprihănirii. Amin. Este vorba de siguranță, este vorba de călăuzire, de însoțire. Și mergem la Evanghelia după Luca. L-a dus la un han. Și ce însemna pentru el locul acela, hanul acela? Nu însemna ca pentru noi. Poposim undeva în drumurile mai lungi, mai scurte, luăm un ceai care beau, beau o cafea, mănâncă ceva, e un popa și se duc mai departe. Nu. Pentru omul acela era un loc unde trebuia să stea mai mult și trebuia să stea în siguranță și zice că acolo a îngrijit de el. Ei nu Așa a făcut Domnul nostru pentru noi. Și ce a făcut? Zice cuvântul lui Dumnezeu, mai mult decât că eram bolnavi, eram becheji, eram rupți, eram morți în păcatele și în fără de legile noastre, dar Dumnezeu, în dragostea Lui, ne-a dus la viață, prin har suntem mântuiți. El ne-a mântuit și ne-a așezat în locurile cerești în Hristos. Știți ce este locul acesta? Este un loc ceresc. Unde doi sau trei în unitatea Duhului se unesc să se roage, să se chine lui Dumnezeu, să ceară un lucru. Știți ce este acolo? Un loc ceresc fie casa aceasta și mai departe un loc ceresc. Răniții, zdrobiții de diavol și de păcat, de orgolile lor și de toate stările care produc moarte, să găsească în locul acesta un loc de odihnă, un loc de vindecare, un loc de îngrijire un loc de siguranță. Amin? Amin? Doamne, lucrează pentru aceasta. A doua zi, după ce a trecut noaptea cu criza ei, știți că atunci nu mă îndoiesc că mulți au suferit cel puțin o contizie, o durere. Are parcă la început nici nu ai băgat-o în seamă, dar după aceea peste noapte a început să te ardă. Am văzut pe unii care au căzut, au alții care au fost loviți și făceau pe grozavi, nu? Am văzut uh, între cei care se expun, prostește, nebunește, prin Spania, uh, atacurilor taurilor. în uh, Corne îi zgâlție de câteva ori, îi trântește de asfalt, ba, cu capul de un, de un zid, se ridică de acolo și zice, vai, ole, aleu, vai de oleu tău! A doua zi să-l vezi, că nu mai poate mișca, dacă mai ajunge la zi, Că și noaptea aceea e noaptea febrei, e noaptea stărilor compulsive. Și când a fost cel mai greu, l-a îngrijit străinul, l-a îngrijit samariteanul. Apoi s-a dus și a zis: ține doi lei. Ce erau cei doi lei? Cei doi bani interpretări câte e vreți, spiritualizări până la nu știu unde. vechiul testament, e nou testament, e legea, e harul. Știi ce erau cei doi bănuți? Cei doi lei. Doi lei. Asta e, doi lei. Adică exact ceea ce după un calcul s-a căzut potrivit să-i ia. Îți dau așa. Amen, bun, unde e Biblia ta ce să tăcem și noi? Unde ne oferă posibilități de interpretare și de înțelegere să cerem lumina Duhului Sfânt ca să nu cădem în alte extreme. Problema este nu ce înseamnă pentru noi spiritualizând cei doi bănuți, ci că El a dat dintr-a Lui pentru un străin. Ține-i, îngrijește de El și dacă ceva va întrece dincolo de ceea ce eu am estimat, îți dau la întoarcere. Știți ce înseamnă asta? Știți ce înseamnă asta? Ați uitat începutul. Har. El s-a dus cu problemele lui în cap, cu afacerile lui, cu târgurile, nu știu cu ce s-a dus, cu scopul lui, cu gândul la familia lui, cu prieteni, nu știu unde. Dar ce știu că scrie, și înțeleg din ce scrie, că s-a dus mai departe în gândul lui, cu chipul celui pe care l-a salvat și l-a lăsat acolo. Fratele nostru mai mare s-a dus. Dar nu s-a dus să ne uite, ci s-a dus să ne pregătească un loc. Și a făcut extraordinara promisiune vin înapoi. Mă -ntorc. Biserica Domnului, suflete dragă, îl mai aștepți? Cu dor aștept aceea zi când iarăși va să vie, iubite, iubite Domn și scump Iisus, a ta împărăție. Am mai băgat și eu pe la versurile astea ceva. Dar esența e, că El s-a dus să ne pregătească un loc și ne poartă în gândul Lui. Ne poartă în, în sine. Suntem structurați în El. Am spus deja cuvântul. Viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Un străin s-a trezit a doua zi dimineață sau poate spre amiază. Și ultimul... Scenariul ce l-a văzut, sau ultima imagine pe care o purta pe retină, erau chipul tâlharilor, schipuri schimonosite de ură, pungi, repeziți înspre el, buite, prăvălindu-se, poate, arme albe care îl străpungeau și cu aceasta a intrat în comă. Dar el s-a trezit și era într-o nouă stare. mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Știți ce asta? O nouă stare. Și s-a trezit cel din pilda Mântuitorului și a văzut în lângă el un bărbat grijuliu. Și era într-un pat cu tot ce e necesar și nu mai erau bolovani, erau pernă moale. Și era acolo cineva care i a spus, cum te simți și a așteptat să-i spună cum se simte. Că prieten nu este cel care te întreabă cum te simți, ci după ce te-a întrebat are răbdare să-i spui cum te simți. Că unii te întreabă cum te simți și imediat începe, în, încep, să toarne din alor, să vezi ce am pățit eu și să vezi ce necazuri am și să vezi ce... și nici nu te bagă să spui că tu te întrebat numai ca să te întrebe. Și cred că legitimă a fost întrebarea acelui de acolo, dar unde sunt? Într-un loc sigur. Dar cine m-a adus aici? Și a început cea mai minunată poveste, povestea Harului, povestea mântuirii, a salvării. A trecut un străin și te-a adus aici. El însuși obosit de drumul lung făcut pe jos, dar te-a purtat pe brațe, te-a așezat aici, în camera aceasta și a îngrijit de tine toată noaptea. Acesta este echipul lui Hristos, la care vă chemăm cu toată dragostea iubiților, care încă n-ați gustat să vedeți cât de bun este Hristos, cât de bun este Domnul. Veniți la El, piatra lepădată de zidari, dar scumpă și aleasă înaintea Domnului. El dă siguranță, el dă o nouă stare. El, el ți-a legat rănile, el te-a îngrijit peste noapte și, și uite aici, ăștia-ți bani de la el din pungă. Mi-a dat pentru cheltuielile pe care le voi avea ca să te îngrijesc. Unde îl găsesc? Eu cred că era o întrebare legitimă care aș dori. Să străfulgere gândul și mintea fiecăruia din locul acesta. Unde îl putem găsi pe cel care ne-a făcut bine? Nu știu unde s-a dus, nu știu, nu pot să descriu, nu, nu m-am băgat în treburile lui. Dar el a spus ceva. Îmi amintesc că a zis la sfârșit că nu îmi rămâne dator și că îmi dă ce plătesc în plus la întoarcere. Deci nu știu când. Dar el va trece din nou pe aici. Care credeți că ar fi trebuit să fie gândul aceluia ca să-și poată exprima recunoștința? Rămân aici. Eu rămân aici. Rămân la han. Pentru că n-are rost să mă duc hai hui undeva și să-l caut. Nu are rost să-l caut în alte locuri, la alt han rămân aici, dacă El a spus că se întoarce, El care m-a îngrijit fără nicio obligație, vine datorită promisiunii sale. Când eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Când îi suntem credincioși, Doamne ajută-ne pe toți! Îl așteptăm să vină iarăși și dacă vrei să-L întâlnești, dragul meu, pe cel care a avut milă de tine și are milă, cel care te-a iertat și îți vindecă sufletul, rămâi în biserica lui, că el se întoarce la biserica sa. Măriți să fie Domnul! Și în final, este nevoie să glorificăm pe Dumnezeu și zice... Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru împăratul, pentru Dumnezeul nostru, mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ce avem de făcut? Să-L glorificăm pe Dumnezeu. Și încă un punct final. Ferice de omul care își pune încredere în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinosi. Eu am numit această stare o investiție exclusivă. Și-au pus în fericire de omul care își pune încrederea în Domnul. Și numai el. E bună școala, e bună pregătirea, dar dacă nu dă Domnul înțelepciunea lui, vai de școala noastră! E nevoie să trudim, e nevoie să muncim și să muncim cu mâini harnice, dacă nu ne binecuvintează El, degeaba ne sculăm de dimineață și ne culcăm târziu să mâncăm o pâine câștigată cu durere. Degeaba! Degeaba aduni sume dacă nu te uiți la pungă și punga îi sparte, tot pui în ea, tot pui în ea și pleacă mai departe. Cheltuiești pe medici, cheltuiești pe avocați, cheltuiești pe consilieri, cons cheltuiești pe case de consultanță și ei vor zice, noi câștigăm și te trezești cu pumni goi și ei au câștigat. Hristos e biruința noastră, cu El vom fi mai mult decât biruitori. Deci dacă e necesar ceva ca răspuns la Harul lui Dumnezeu, încredete în El. Puneți toată nădejdea în El și tot ce ai, și tot ce știi, și tot ce poți. Investește în El, investește în lucrarea Lui și să nu faci zadarnic harul lui Dumnezeu. Amin.